Abia a revenit în țară de la Bruxelles. Premierul Natalia Gavrilița și-a anunțat astăzi demisia, după mai bine de un an și jumătate cât s-a aflat la cârma executivului. În cadrul unui briefing a prezentat un scurt raport privind realizările cabinetului de miniștri. Gavrilița nu a spus nimic despre motivul demisiei, dar a menționat că are sentimentul datoriei împlinite și inima împăcată. Dragi cetățeni, după un an și jumătate în fruntea acestui guvern, a venit timpul să anunț demisia mea din această funcție. Am lucrat ca să îndeplinim cât mai rapid programul de guvernare, știind cât de înalte au fost așteptările dumneavoastră. Să contribuim la dezvoltarea țării, la integrarea europeană, la creșterea economică, la dezvoltarea infrastructurii, la reformarea educației, justiției și a administrării bunului public. În aceste 18 luni de mandat am guvernat în regim de criză continuă. Natalia Gavrilița a declarat că va rămâne în continuare alături de cetățeni și echipa din care face parte. Am avut onoarea să fiu prim-ministră a acestei țări și voi rămâne în slujba poporului meu, alături de echipa de oameni care v-a câștigat încrederea. Plec de la conducerea guvernului cu sentimentul datoriei împlinite și cu inima împăcată. Vă îndemn să rămânem uniți și solidari și să transformăm Moldova într-o țară de care noi și copiii noștri să fim mândri. O țară europeană, cu o democrație și valori de neclintit. După ce și-a încheiat discursul, Natalia Gavrilița a întors spatele presei, refuzând să răspundă la întrebări. Скажите, это правда, что западные партнеры стоят за вашей отставкой, госпожа Гаврилица? Instituția prezidențială a anunțat printr-un comunicat de presă că președintele țării, Maia Sandu, a luat act de demisia Nataliei Gavrilița și i-a mulțumit pentru sacrificiul și eforturile de a conduce țara într-o perioadă de criză. De asemenea, președintele Parlamentului Igor Grosu a scris pe pagina sa de Facebook că fracțiunea PAS sprijină și va asigura formarea unui nou guvern care se va concentra pe provocările de securitate și dezvoltare economică. Guvernul Gavrilița a fost instituit pe 6 august 2021. Iar de atunci a trecut prin mai multe remanieri, fiind înlocuiți mai mulți miniștri.